Ce sper că va fi ce v-a prezentat. Mulțumesc domnului primar Cojocaru Constantin. Sperăm să mai venim aici la dumneavoastră cu datele și obiceiuri de iarnă. Avem foarte frumoase la noi la Cotăreni. Și sper că peste 4 ani fac o demonstrație la fel de fanfară, de dans și joc, de la Miroslovești. Vă mulțumim! Vă mulțumim! Spectacolul mulțumim de formație Cotăreanca. Mulțumim fanfarii din Cotăreni. Spectacolul nostru va continua cu acest local până când nu mai putea. Mulțumim și distanță la urmă în continuare. Și noi vă mulțumesc că suntem mari colegi primari de comunicație. El e mai timid așa, pentru că abia a început să intre în funcție. Am văzut aici că s-a pus niște piatră extraordinar. Am fost acum câteva zile la Moroi aici. Înseamnă că e un primar deosebit. Vă rugăm frumos să-i acordați toată încrederea, pentru că și mie cetățenii mi-au acordat încrederea. Colegul meu e un om deosebit. Vă spun pe cuvânt, dacă nu trebuia să mă vorbesc pe mine, îl vorbeam pe mine. Deci aveți încredere în el și vă rog frumos, nu făcea baie de mulțime. Unul să-i face și până voi în fiecare zi la primărie să vadă ce înseamnă, să ai răspundere, să ai o comună din cap și tot timpul să-l puneți la treabă. El e muncitor, numai că nu a fost pus la treabă. Vă mulțumesc din suflet și vă doresc distracție plăcută în continuare! Programul va continua cu solista locală, pătrarul Oxana. Sarean, eu sunt mine aici pe scenă și va interpreta o suită de cântece populare, primul intitulându-se Am venit cu voie bună. Am venit cu voie bună,
Dedicație specială pentru domnul primar Cojocaru. Din partea finului de la Târgu Neamț, domnul Iliescu, care urează la mulți ani multă sănătate, fericire, păduri verde, păduri, drum ajut. Și dedicație specială pentru domn primar din partea domnului Iliescu. La minor.
frate. Nu atâta lucru, odinioară, odinioară, în cea mai bună zi tu mă pui. Și pentru atâta lucru, odinioară, odinioară, în cea mai bună zi tu mă pui.
mea, ca să-mi fac un rost în viață, au inima mea. Lăsa-i casă și nevastă, au inima mea, ca să-mi fac un rost în viață, au inima mea. Străinurii tu străini, au inima mea, e la inimă haine, au inima mea. E pâinea bună rea, au inima mea, tot mai bună-i sarada, au inima mea. Am tine, da, sunt în pomina, am tine, da, pe chiste filmă doi, da, ca pe chisoare moi, da, ca totul, la pară, de ciudou, ai la 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 la, muzica-i după
eu dai din gra. Să pute vă muzică, ai la ta ta ta, multă lume harnică, ai la ta. Să pute vă muzică, ai la ta ta ta, multă lume harnică, ai la ta. Cum abia ați început și abia ați plecat și plecat.
bătrânilor din această comună, bătrâni în ochii cărora mereu găsesc blândețe, blândețe ce mi-alină sufletul, nu doar mie, cred că și vouă. Sunt un exemplu pentru toți, sunt icoana vieții noastre și știți vorba, dacă ai un bătrân te prețuiește, iar dacă nu, să-ți îl cumperi. Căci ceea ce eu am învățat de la bunicii mei, pot să spun că la fel ca și dumneavoastră, mereu ne va reprezenta în faptele ce noi ne vom face. De asemenea, mulțumesc părinților pentru exemplul în viață care ne-l dă și anume să știm să depășim toate pragurile, să nu ne dăm bătut niciodată. Viața ne îngenunchează, ne ridică, iar ne coboară. Totul este să știm să ne ridicăm cu entuziasm și cu credință în Dumnezeu. De asemenea, vreau să le mulțumesc tinerilor, din nou mă repet, generația de aur, o mândrețe de generație, ce mereu întrețin flacăra entuziasmului aprinsă. Și mulțumesc de asemenea copiilor, ce ne încântă mereu privirea și ne pun zâmbetul pe buze și în suflet, atunci când îi privim jucându-se. Știu că v-ați ridicat mult de la masă, o zi de hram înseamnă întregire între familie, între membrii familiei, voie bună și nu putem marca acest moment decât printr-un cântec. Bine-i șoate mesei mele! Thank you.
la șurcu vină, la 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 la. Yeah.